drumul spre casă. Acum, după trecerea anilor, realizez că Dumnezeu m-a coborât. Mi-a arătat că nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Și că dacă am ceva și sunt ceva, sunt numai datorită Lui. Și că bunătatea și îndurarea Lui sunt atât de mari încât El nu renunță la noi. Chiar și atunci când, din vina noastră, păcătuim și ne îndepărtăm de El. Și că El își întinde mâna și nu vrea să renunțe cu niciun chip. Și într-o noapte, în timp ce mă frământam și mă încurozea ceea ce era la untul meu, mi-a vorbit Duhul Sfânt. Mi-a spus să citesc Psalmul 40. Dragi ascultători, bun găsit! Sunt Radu Mureșan și mă aflu în studio împreună cu familia Manolache, Viorel și Simona, cunoscutul grup muzical Mesagerii Iubirii. În ultimele două săptămâni am cunoscut mai bine și am aflat că ambii provin din familii care nu au avut o relație cu Domnul Iisus. Viorel a crescut într-o familie înstărită, a studiat și muzica la București, dar viața în lume nu l-a satisfăcut. În urma unui vis de noapte, Domnul Iisus i-a atins inima și l-a provocat să trăiască o viață nouă împreună cu El. Simona a fost sportivă în anii adolescenței, a practicat judo, iar provocată fiind de un coleg de antrenament la o relație nepotrivită, prematură, ea și-a pus foarte serios problema unei vieți curate. Aici i-a venit în ajutor Dumnezeu prin mătușa ei, care era o creștină evanghelică. Așa a început ea să umble pe calea lui Hristos. La ultima întâlnire am auzit că Dumnezeu i-a adus împreună pe cei doi, mai întâi într-un grup muzical, iar apoi în căsătorie. În episodul de astăzi l-am provocat pe Viorel Manolache să vorbească cu precădere despre această lucrare pe care o face împreună cu Simona, și anume muzica creștină pe care o compune și pe care o cântă. La un moment dat, deci la începutul vieții mele de credință, eu făcusem chitară de când eram mic, dar nu învățasem mai nimic. Eram la liceu de muzică, acolo cântam la nai, învățasem câte ceva și la pian. Și văzând că în biserica unde mergeam se cânta și plăcându-mi cântările, am luat chitara aceea care o primisem în clasa a patra și m-am apucat să învăț. Am învățat. Învățând chitară, am început să... anumite trăiri pe care le aveam, momente din viață, luam chitara, cântam și simțeam că trebuie să cânt ceva și cântam o melodie. Îmi venea o melodie și... în același timp veneau și versurile. Și la un caiet scriam și așa au apărut cântările. Încet, încet, din 92 încolo până astăzi. Am mai avut cântările, unele din ele le-am făcut în momente, după ce am trăit momente mai dificile. Chiar vreau să te rog aici să relatezi câteva momente care te-au inspirat în cântările pe care le-ai compus și o să le și punem ascultătorilor. Da, acum o să spun un lucru negativ prin care am trecut. La un moment dat, după câțiva ani, am avut o... spun ceva care va fi greu de înțeles, poate pentru ascultător, dar s-a întâmplat așa, o încercare din partea diavolului de a mă distruge. Dacă el a văzut că nu poate prin alte metode, a pătruns în mintea mea cu niște gânduri rele. Și am avut anii 97, la un moment dat ajunsese să am așa gânduri rele, mergeam la biserică, citeam Biblia, trăiam viața mea de credință așa fără să încercând să mă numai abat. Dar în mintea mea de multe ori gândeam niște lucruri care mă îngrozeau, mă înfiorau. Și eu aici am greșit. Eu la un moment dat am crezut despre mine că sunt un om extraordinar, că ce bun sunt eu, că dacă ar fi toți în biserică ca mine, ce bine ar fi. Și când am văzut că mi s-a sugerat în mintea mea un gând rău, urât, la adresa lui Dumnezeu, am zis, cum mie să gândesc așa ceva? Tu care ești așa de eu bun? Care sunt așa? Și meditând la faptul cum eu am putut să gândesc, am tot meditat la gândul ăla. Și el s-a făcut cuib în lăuntru meu. Și am ajuns să trăiesc niște momente cumplite în care nu mai mă puteam ruga. Mintea mea a ajuns să fie o moară hotorogită în care gândeam numai rău. Am trăit niște momente cumplite în care simțeam că mă topesc înăuntru meu. Simțeam că îmi curge un fier topit în suflet, în lăuntru meu, pentru că împotriva persoanei pe care o iubeam cel mai mult pe pământ,
că era Domnul Iisus Hristos, îmi veneau niște gânduri cumplite, care m-au făcut la un moment dat să cred că nu mai există iertare pentru el. Mulțumesc Dumnezeu că m-a ajutat și am trecut de momentul ăsta. A fost cea mai grea încercare și cel mai greu moment pe care l-am trăit în viața mea de credință. Atunci n-am înțeles de ce. Sigur, am avut partea mea de vină. Diavolul, duhurile întunericului vor să ne murdărească mintea. Dacă nu pot să ne murdărească prin fapte, așa cum o făceam înainte, vor să ne murdărească mintea. Însă nu putem să evităm să ne vină gânduri rele. Orice om gândește, chiar și sfinți, cei mai sfinți, au avut, s-au luptat cu gânduri rele. Dar important e când îți vine un gând, să nu meditezi la el, să-l alungi. Să nu pună stăpânire. Eu nu l-am alungat. Să cer lui Dumnezeu ajutor și mila lui să nu te gândești la lucrurile acestea. Și eu nu l-am alungat, am meditat, m-am tot chinuit cum am putut eu gândi și a făcut cuib. Însă am avut partea asta de vină. Acum, după trecerea anilor, realizez că Dumnezeu m-a coborât, mi-a arătat că nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Și că dacă am ceva și sunt ceva, sunt numai datorită lui. Și că bunătatea și îndurarea lui sunt atât de mari încât el nu renunță la noi. Chiar și atunci când, din vina noastră, păcătuim și ne îndepărtăm de el. Și că el își întinde mâna și nu vrea să renunțe cu niciun chip. Și într-o noapte, în timp ce mă frământam și mă încurozea ceea ce era în lăuntul meu, mi-a vorbit Duhul Sfânt. Mi-a spus să citesc Psalmul 40. Și când am citit Psalmul 40, acolo spunea: am strigat pe Domnul din groapa mocirilei, el m-a ridicat, mi-a întins mâna, mi-a pus picioarele pe stâncă, ăla e psalmul vieții mele. Psalmul 40 este minunea care a făcut Dumnezeu cu mine. După aceea, cum s-a întâmplat? De încet, încet am început să, puțin câte puțin am început să capăt eliberare de lucrul ăsta. Un lucru foarte mult m-a ajutat, sunt convins, în afară de rugăciunile care alții le-au făcut și care s-au rugat pentru mine în perioada aceea, mulțumesc soției mele, au contat lucrul acesta și a mai contat ceva, am început să slujesc. Eu slujeam prin cântare, începusem să și predic în biserică la ora de rugăciune, însă copleșirea asta lăuntrică prin care treceam mă paralizase spiritual. Nu puteam face nimic. Însă atunci s-a deschis o portiță, să spun, să lucrez la postul de radio SOS. După ce m-am căsătorit, eu am predat câțiva ani chitară la Palatul Culturii în Ploiești, după ce m-am căsătorit, salariul nu mi-ajungea, mi-am cumpărat o dace și am început să fac pe taxi și un an jumătate am făcut taxi, după aceea jumătate de an am fost în armată, mă căsătorisem cu Simona, asta s-a întâmplat în 1998, ne-am căsătorit pe 25 noiembrie, nu? Octombrie, nu știu ce s-a întâmplat. Dar această experiență pe care ai avut-o, această experiență traumatică, da, în care totuși Dumnezeu a făcut ceva bun, că ți-a arătat că nimic bun locuiește în tine, da, spuneai că te-a inspirat într-o anumită, da, cântare? Da, am majoritatea cântărilor din Scoate Doamne Lucrători, așa se numește albumul. Da, și Doamne, Tu totul îmi ești. Sunt făcute în această perioadă. Și acum sunt. Da, da. Pentru iubirea minunată. Doar Tu mă știi așa cum sunt, doar Tu mă vezi în inima mea. Că nimic bun nu este în mine, iar uneori îmi pierd nădejdea. Aș vrea ca Tu să fii în mine și totul, Doamne, Tu să schimbi. Și-a Ta lumină nesfârșită în mine să aprinzi. Iubirea-ți minunată, vreau totul, Doamne, să jertfesc. Pentru tot ce ești, Iisus, în viața mea. Să mă prind de-a Ta iubire, să pot să ard precum Tu vrei. Iar cu Iisus până la venirea Ta. Viața mea cea trecătoare, ca Tine, Doamne, vreau să trăiesc. Să pot aduce multă roadă, cu dragoste să Te slujesc.
să ardă focul tău în mine și firea mea s-o mistuiești și locul ei a ta ființă în mine să zidești. Cu iubirea-ți minunată vreau totul, Doamne, să jertfesc pentru tot ce Tu ești, Iisus, în viața mea. Și să mă aprind de-a Ta iubire, să pot să ard precum Tu vrei, acum, Iisus, până la venirea Ta. S-a evit un loc de lucru la postul de radio SOS din Ploiești și acolo, prin îndurarea lui Dumnezeu, am ajuns și am început să lucrez. Fiind ocupat tot timpul să mă pregătesc, să citesc Biblia, să fac emisiuni creștine, spirituale, am început să mă ocup cu lucrurile astea, să, așa cum îi spune apostolul Pavel Timotei, Timotei, îndeletnicește-te cu totul cu lucrarea, stăruiește asupra cuvântul la timp și ne la timp, fă lucrul acesta. Faptul că mi-am concentrat mintea și gândurile și am început să mă dedic lucrării și să o fac zi de zi, pentru că era serviciul meu, și să-l fac cu pasiune, pentru că, deși situația era așa, eu îl iubeam pe Domnul Iisus, eu am zis, Doamne, orice ar fi, eu nu vreau să mă despart de Tine, mai bine am viața, dar nu vreau să mă despart de Tine. Și slujirea, apoi în biserică iarăși am început să slujesc și cu cântare, împreună cu Simona cântam, am mers și până alte biserici, apoi am început să slujesc și din cuvânt și, bine, nu neapărat în perioada aceea foarte grea, atunci n-am putut sluji, dar faptul că am început să-mi ocup mintea cu cuvântul lui Dumnezeu, cu slujirea, să nu mai meditez mereu la renorocirea mea, m-a ajutat să ies și să gust din nou libertatea și bucuria din nou a rugăciunii, pentru că la un moment dat nu mai puteam să mă rog cum trebuie. Am avut momente în care am crezut că niciodată nu mai pot să revin, să cunosc libertatea și din nou dragostea lui Dumnezeu așa cum o știusem înainte. Însă Dumnezeu mi-a mai arătat un lucru. Acum lucrez cu oamenii și au venit oameni la mine cu diferite depresii, cu diferite probleme, cu diferite vicii și acum pot să înțeleg mult mai bine, pentru că eu însumi m-am coborât foarte jos datorită ceea ce trăisem în lăuntul meu. Acum pot să înțeleg și nu numai să înțeleg, dar am și credința că Dumnezeu îi poate scoate, că își m-a scos și pe mine. Deci văzând groapa, mocirna din care m-a scos Dumnezeu, am putere să-i încurajez, să-i susțin pe alții, să le dau un sfat bun, să-i ajut, să simt împreună cu ei. Ceea ce poate dacă n-aș fi trecut prin experiența asta, n-aș fi avut-o. Și cred că Dumnezeu a transformat și sunt sigur că Dumnezeu a transformat lucrul ăsta într-un lucru bun până la urmă. Deși diavolul a vrut să mă nimicească până asta, el a transformat într-un lucru bun. Multe cântări, nu știu să le spun, dar multe cântări le-am făcut în perioada grea în care am trecut așa. Ai vorbit ceva despre Radio SOS. N-ai vrea să spui mai mult despre această lucrare din Ploiești pe care voi o faceți? Cine este în spatele acestei lucrări? Da. Cum, ce propovăduiți voi acolo? Da. Deci, în spatele acestei lucrări este un om pe nume Richard Ellison din Statele Unite ale Americii, un om de 76 de ani, care are o mare dorință ca oamenii să ajungă să cunoască Evanghelia, să fie mântuiți. Și el de ani de zile trimite bani și ne susține cu bani ca să putem să existăm fără a cere nimic în schimb, doar ca oamenii să ajungă să cunoască Evanghelia. Emitem 24 din 24, avem nu numai un post de radio religios, să spun așa, încercăm să oferim oamenilor tot ceea ce cuprinde viața. Avem emisiuni pentru familie, avem emisiuni medicale în care invităm medici și specialiști, avem știri locale, avem un departament de știri care ne străduim să oferim știrile cele mai bune din oraș și eu cred că o facem, dar încercăm să oferim omului ca să nu schimbe frecvența. El să aibă tot, să primească tot ce trebuie, transmitem și BBC-ul, dar în același timp tot ce facem într-un spirit creștin, ca să fim aproape de oameni și să le vorbim și Evanghelia. Ne străduim să muncim foarte mult, pentru că cea mai mare parte din programe sunt făcute de noi. Colaborăm și cu dumneavoastră, cu emisiunea Cu Brațele Deschise, cu Vocea Evangheliei București, o emisiune foarte bună, Charles Stanley.
Și am văzut roade, văd că Dumnezeu atinge inimile oamenilor în topul orașului Ploiești. Deci există, nu ne-am permis să facem un sondaj de opinie, să plătit, însă există un site al orașului Ploiești făcut de altcineva, nu de noi, și acolo există și un top al radiourilor locale. Așa. Și vreau să vă spun că în top, pe locul 1 la bătaie cu un radio local de acolo, 1-2 suntem noi. Când pe 1, când pe 2. Dar asta, bine, numai un segment de oameni care intră pe internet și care vizitează site-ul orașului Ploiești. Dar pot să vă spun că eu n-am votat niciodată ca să mă ridic în top, să ridic radio, și nici colegii mei, pentru că ar fi anticreștin. Adică să votez, ar fi un vot fals. Da, ce poți să am întâlnit oameni care viața lor a fost schimbată pentru ceea ce am auzit, ceea ce au auzit la radio, și noi facem tot posibil. Acum o să deschidem unul și la Beclean, în județul Bistrița. Am vrea să deschidem unul și în Valea Jiului, însă depindem încă financiar. Dar cred că Dumnezeu are posibilitatea să facă treaba asta. Tu ești chiar managerul acestei stații. Da. Ești și interpret, și ești și slujitor în biserică, ești și soț, și tată. Cum le duci pe toate? Acum, Simona, tu ce zici, cum le duci? Cea mai mare prezență este la radio. Acasă vine și el din când în când. Dar îl susții, așa? Da. Ai înțeles chemarea lui și îl susții. Da, exact. Așa de important. Așa de bine încât mama mea mi-a zis, zice, nici nu cred că ai fi, ea care s-a opus la început căsătoriei, a zis, zice, nici nu cred că ai fi putut avea o soție mai bună. Nici nu știu dacă ai putut nimeni mai bine, și eu cred la fel. Cred că este darul lui Dumnezeu. Și în privința asta, pentru toți tinerii care ne ascultă, dacă vreți să aveți o căsătorie binecuvântată, o familie binecuvântată, păstrați-vă curăția trupească până la căsătorie și cereți lui Dumnezeu să vă pregătească un soț, o soție, pentru că El știe ce vă trebuie, și eu am cerut din partea lui Dumnezeu o soție. Nu i-am spus, dă-mi-o pe Simona sau dă-mi-o pe altcineva, și Dumnezeu mi-a dat exact ceva cu care mă potrivesc și cu care sunt mulțumit. Și chiar așa i-am spus, Doamne, aș vrea să-mi dai pe cineva care să cânte cu mine. Vă dați seama, am plinit toate lucrurile. Și apoi cu muzica, că m-ați întrebat despre muzică. Înainte să ne căsătorim, am zis, Doamne Iisuse, aș vrea să fac o casetă cu Simona și dacă ne vom căsători, ea să meargă pentru săraci, pentru familiile sărace. Nu mi-am închipuit atunci că nu voi face doar o casetă, că voi face mai multe, și că din rodul acestor casete, până acum 3 familii au căpătat casă. Ea să meargă pentru săraci, adică e vorba de album, da, din vânzarea, deci, albumului, pentru vânzarea, că uite, lor, chiar văd aici pe casete, scrie, banii rezultați din vânzarea acestei casete sunt folosiți în ajutorarea familiilor creștine cu mulți copii lipsite de locuințe sau în mari nevoi materiale. Cum procedați? Cine vine la voi să vă ceară ajutorul sau lucrați în cadrul unei alte organizații pentru asta? Ce s-a întâmplat? Noi prima dată am început, nu ne-am gândit că vom face case pentru alții. Nici nu mi-a trecut prin cap, doar ne-am rugat azi, dacă vrei, vreau să fiu la dispoziția ta în privința asta. Și am început să ajutăm familiile care, din biserică la noi, care aveau o întreținere mare, nu puteau plăti, care nu prea aveau copii mulți. Și din bani, din ce făceam, din zeciuiala de la nuntă am dus așa, din banii de la nuntă am luat zeciuiala de la nuntă. Da, da. Și așa am început. Mergeam la familie, mergeam, făceam piața la Angro și ne se trezea câte o familie, cum simțeam noi așa o călăuzire, fără să ne ceară nimeni. Doar defedeam, ne rugam, Doamne, că unde tu, unde să dăm? Și de multe ori am ajuns în situații în care oamenii nu mai aveau ce pune pe masă și am umplut acolo. Și acolo v-a trimis Domnul. Da, nu este o lauda noastră, El ne-a călăuzit și El ne-a ajutat să o facem. Așa am început. Apoi era este un frate într-un cartier sărac din Ploiești, care trăia în niște condiții groaznice. O casă care stătea să pice pe ei. Dacă venea, urma să vină iarna și era teamă că zăpada nu mai ținea acoperișul. Și el avea vreo, nu știu câți copii atunci. 6-5, nu mai rețin. Mm-hmm. Și așa am început prin împrejurim să mergem cu casetele care le făcusem și să le spunem la frați că din vânzarea lor ajutăm familia cu tare ca să-i facă niște camere. Și ne-a ajutat Dumnezeu și el și-a construit 2 camere. Asta a fost începutul. El făcuse fundația din banii lui. Noi i-am dat bani și și-a făcut din banii respectiv 2 camere. Apoi am văzut o altă nevoie
în biserică cineva care își pusese apartamentul la FNI, știți că a fost FNI o mare pagubă și nu e bine, mulți ar putea spune, domnule, dar de ce te-ai bucurat la câștigul, un câștig așa pe, peste noapte, dar mi se părea, credeam că totul e legal, că e al statului și mulți au băgat, chiar dintre creștini și sora sa care a băgat și a pierdut casa. Apucase să-și cumpere însă un teren și ea avea un băiat care se căsătorise, avea doi copii, de asemenea mai întreținea o nepoată din o altă fată a ei care are o viață așa mai dezorganizată și am zis, ea este sora mătușei lui Eva. Și Eva ne-a zis, măi, Viorele, zice, hai să facem, să facem ceva pentru ea, că nu are unde să ducă, ce să facă ea acum? A pierdut asta, unde să ducă cu toții? Și mi-a spus, păi măi, Eva, cum să fac? Dă nimic, cum? Eu însumi stăteam într-o garsonieră atunci. Dă ce să fac? Și hai să mergem până țară, eu mă duc, le spun, fac scrisori, poate ne dau frații. Și a zis, măi, Eva, mie nu-mi place să cer oameni să-mi dea bani. Dacă eu mă duc, mergem cu casete și anunțăm pentru ce facem. Și așa am pornit prin țară și Dumnezeu ne-a ajutat. În anul 2000 am terminat casa, am construit o casă de la zero, prin harul și mirarul Dumnezeu, din vânzări de casete. Bine, și tatăl i-a așat câteva milioane, dar cea mai mare parte din bani au fost din vânzări de casete. Cea mai mare parte din bani. Apoi, după ce s-a terminat treaba asta, nici când mai mă gândeam, Simona era însărcinată, întotdeauna a fost însărcinată când am plecat în țară. Prima dată cu Sami, apoi cu Ștefana, după aceea cu Ana, am fost și în Spania ultima dată și cu tot însărcinată. I-a fost rău, dar am trecut și ne-am bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? O altă familie din biserică la noi avea 5 copii, venea al 6-lea și ei stătuseră cu chirie. Omul a vândut apartamentul, oameni muncitori, nu puturos, dar în România la ora asta nu poți să-ți cumperi casă. N-ai cum să ții, dacă ai afaceri sau dacă te sprijine cineva. Și el muncea, soția trebuia să stea acasă cu copiii. Nu a mai găsit nicăieri unde să închirieze. Toți care vroiau să îi primească când auzeau că au 5 copii și că vine al 6-lea și majoritatea erau destul de mici, nu vreau să le închirieze. S-au temut să nu strice apartamentul. Da. I-a primit acolo un frate într-o cămăruță de 3x2. Stăteau 5 persoane și fratele acela care i-a primit avea o altă cameră puțin mai mare în care avea și el 3 copii. Și acolo a stat 8 luni. Acolo a stat. Și atunci Eva mi-a zis, uite, Viorel, Eva are și un dar. Dumnezeu îi vorbește. Pur și simplu, uneori primește anumite descoperiri cu privire la unele lucruri și mi-a spus, uite, mi-a vorbit Dumnezeu să facem ceva pentru ei. Și a zis, cum mă, Eva, eu iarăși, cum, iarăși dă nimic, iarăși să o luăm și așa. Nu că n-aș fi vrut, dar e destul de greu să crezi că dă nimic poți face ceva. Așa cum și ucenicilor a fost greu când au venit cu pâinile, i-au întrebat Domnul Iisus, câte pâini aveți, câți pești? Doamne, 2 pâini și 3 pești, nu mai știu cât a zis acolo. Dar ce sunt acestea la asemenea mulțime? Nu? Ce puținul nostru sau darul nostru care este un mic dar, nu e ceva strălucit sau așa, ci cu ce să întindem noi ca să ajungem să facem, să zic, o casă. Și totuși ea ne-a împins, s-a rugat, ne-a încurajat și noi am pornit iarăși. Prin țară am început, a avut și așa o călăuzire să încercăm în biserica noastră un sistem 100.000 pe lună, timp de 5 luni, cine vrea să înscrie pentru a ajuta familia aceasta și de la noi din biserică s-o sunt 60 ceva de milioane. Am fost și în Spania, am cântat acolo, am venit cu 1.500 de euro, apoi am venit în Cluj, aici, și aici am strâns peste 50 de milioane de la bisericile de aici pentru această lucrare. Am avut recomandare din partea bisericii pentru ceea ce facem. Și Dumnezeu ne-a ajutat înainte să-mi nască pe al 6-lea copil, cu o săptămână le-am cumpărat o casă. Le-am cumpărat o casă cu un teren de vreo 400 de metri. Nu este o casă luxoasă nici pe departe, dar este un loc unde se poate sta. După aceea am ajutat și cu ceva bani pentru materiale care să-și poată construi, dar au un loc unde să locuiască. Da. Și este familia și unde stă, dacă cineva vrea să-i viziteze, să-i cunoască. Deci familia Delciug Costel. În cartierul Bereasca, strada Prunilor, nu chiar lângă, e o biserică
o adunare pentecostală veche, chiar acolo la ei pe stradă, da. Și care slujească în Plești. O familie care s-a bucurat de binecuvântarea lui Dumnezeu, care a venit prin slujirea voastră. Da. Ai vrut să mai spui tu ceva sau să te mai întreb eu ceva, că ne apropiem de final? Da, mai vreau să mai spun ceva. Când am terminat a doua casă, noi intraveam garsonieră și ne venea al doilea copil și Simona zicea, măi, ce facem? În garsonieră nu ne mai ajunge, ne-ar trebui ceva. Era gata să vând casa, să pun banii la fenii ca să strâng și să iau altceva ca altă posibilitate. Să vinzi garsoniera. Da, să vând garsoniera. Nu știu, m-a trăit de treaba asta, mi-a vorbit și n-am făcut-o așa. Dar am vrut să te întreb aici, iartă-mă, nu v-a venit gândul ăsta, măi, noi facem pentru alții, alții au case înaintea noastră și noi am rămas cu garsoniera încă. Ce s-a întâmplat? Nu am privit că banii care îi dădeam erau ai mei. Pentru că nici nu erau ai mei. Dumnezeu mi-a dat darul să cânt. Și banii care veneau, nu-i consideram nici de acum ai mei. Dar tu, Simona, ce zici? Da, eu de acord. Era ca și cum, adică, chiar când îi dădeam, când veneau, la un moment dat eram în construcție și plecam sâmbăta, noaptea, veneam, cântam duminica, veneam cu bani pentru a da iarăși la lucrători să cumpere materiale ca să construiască la casa a doua. Aceasta, a treia, am cumpărat-o, deci n-am construit noi. A doua am construit și prima, două camere. Așa. Și am crezut și am spus, Simone, a zis, eu cred că Dumnezeu, când vom ajunge noi să folosim tot ceea ce El ne-a dat, ne va binecuvânta și pe noi. Nu puteam să merg pentru mine. N-aș fi putut să merg. Dacă Dumnezeu nu-mi dădea după aceea, mi-a dat un apartament cu trei camere fără să contribui cu un leu la el. Am primit pur și simplu, doar am zugrăvit, atâta ne-a costat banii pe noi cât am zugrăvit în el. Dacă nu ne-ar fi dat și până ziua de asta am fi stat tot în garsonieră, pentru că nu puteam în inima mea să mă duc în biserică să cânt și să spun fraților, cumpărați-mi că îmi fac casă. Adică, cumpărați casetele mele că vreau să-mi fac o casă. Acum nu am nimic pentru cei care vând și banii și înșusesc. E munca lor, poate să trăiască din asta. Nu consider că este un păcat. O greșeală, sau, dar eu n-am vrut să mă folosesc de dreptul ăsta. Am considerat că așa trebuie să fac. Pur și simplu. Deci nu zic ca o neprihănire a mea. Am considerat că așa trebuie să fac. Și asta mă cheamă Dumnezeu să fac. Și Dumnezeu m-a răsplătit mult mai mult decât aș fi luat eu toți banii. Dacă toți banii strânși aș fi luat eu, n-aș fi avut destui bani poate să-mi iau apartamentul care l-am acum, sau poate că aș fi avut banii să-mi iau apartamentul, dar n-aș fi fost binecuvântat atât cât sunt. Nimeni nu ne-a iubit ca Tine, Doamne. Nimeni nu ne-a păzit ca Tine, Iisus. Nimeni n-a plănuit mai cu iubire pentru viața noastră lucrări minunate cum Tu ai făcut. Nimeni n-a plănuit mai cu iubire pentru viața noastră lucrări minunate cum Tu ai făcut. Nimeni nu ne-a răbdat mai mult ca Tine. Nimeni de noi atât nu s-a îndurat cum Tu, Iisuse, ai făcut în viața noastră întreagă, deși n-am meritat, deși n-am meritat. Cum Tu, Iisuse, ai făcut în viața noastră întreagă, deși n-am meritat, deși n-am meritat. Ne apropiem de încheierea acestei mărturii. De aceea aș vrea să vă rog să adresați câte un ultim gând ascultătorilor. Aș vrea să le spun mamelor că e foarte important să fie prietene cu copiilor, așa cum a fost și mătușa mea cu mine. E extraordinar de important ca părinții să fie aproape de copii, să-i înțeleagă, să-i sfătuiască, să le traseze, să le arate drumul bun, să se roage împreună cu ei, să ceară de la Dumnezeu călăuzire în orice lucru. Aș vrea, dragi ascultători, să, dacă ați făcut acest pas, să vă dăruiți viața Domnului Iisus Hristos, să nu trăiți vieți
de credincioși simpli, la adunare acasă, la servici și atât. Implicați-vă în slujirea lui Dumnezeu. Descoperiți darul care l-aveți, pentru că fiecare dintre noi avem daruri și puneți-l în slujba lui Dumnezeu, pentru că el dă o împlinire. Împlinirea care o aduce slujirea nu se compară cu nimic în lumea asta. Cu absolut nimic în lumea asta. Împlinirea care o aduce să slujești și să știi că ești credincios lui Dumnezeu în ceea ce El ți-a dat este extraordinară. Și apoi să nu uităm că Domnul Iisus ne-a spus să strângem o comoară pentru cer. Dacă noi alergăm doar după lucrurile pământului ăstuia pentru noi și nu slujim și nu ne identificăm cu lucrarea Domnului Iisus Hristos care El ne-a chemat, ce ne așteaptă pe noi în cer? Chiar dacă suntem mântuiți, să spunem, și ne ducem credința până la capăt, veșnicia noastră, ceea ce vom primi acolo, ca răsplată, poziția socială în noul univers este legată de credincioșia cu care am lucrat aici, cu care am slujit după talanții și după darul care l-am primit de la Domnul Iisus Hristos. Iar pentru toți care încă n-ați făcut acest pas, dăruiți-vă inima Domnului, faceți această experiență, dumneavoastră, în camera dumneavoastră, închideți-vă ușa și rugați-vă, Doamne, vreau să te cunosc, pentru că viața cu Dumnezeu e extraordinară și veți gusta dumneavoastră înșivă dacă veți face acest lucru. Stimați ascultători, suntem la finalul acestui episod și ne pare rău că trebuie să ne despărțim aici de Simona și Viorel Manolache. M-am bucurat din inimă de modul în care ei au înțeles să trăiască pentru Dumnezeu viața lor și mărturisesc că timpul petrecut alături de ei a fost, pentru mine cel puțin, ca o briză proaspătă venită din cer. Ceva care, nu-i așa, ne motivează din nou să trăim cu Domnul Iisus după sfânta Lui învățătură, pentru că merită. La finalul acestui episod vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a fi din nou alături de o altă persoană căreia Domnul Iisus i-a schimbat viața. Radu Mureșan vă spune la revedere!